Nu am comentat în niciun fel propunerea formulată de tutorul Vlader privind numirea procurorului Vișan. Pe de altă parte, nu putem să nu tragem concluzia clară că Tudorel Toader nu este ministrul cetățenilor care respectă legea, nu este ministrul celor care aplică legea, judecători, procurori, nu este ministrul care să colaboreze loial cu Consiliul Superior al Magistraturii, care este organismul care prin Constituție veghează la respectarea independenței justiției, ci Tudorel Toader este ministrul infractorilor din partidele de guvernământ, este ministrul care nu face altceva decât să genereze o presiune permanentă asupra magistraților, este ministrul care acționează ca un instrument politic al PSD, al lui Dragnea și al lui Tăriceanu, pentru a afecta independența justiției și pentru a pune punct oricărui lupte împotriva corupției în România.